Omare, onoare pentru mine, în calitate de primar, să le urez tuturor celor care ne privesc să aibă sărbători fericite, să fie sănătoși, bucuroși, dar să nu uite și să nu uităm că în jurul nostru sunt oameni bolnavi, oameni nefericiți, oameni care n-au ce pune pe masă și să împărțim ceea ce avem și bucuria va fi mai mare cu acești. Vreau să le spun și colaboratorilor mei și a instituției pe care o reprezint că vom avea în continuare o colaborare la fel de bună, la fel de onestă din partea tuturor și tot ceea ce se va face pentru municipiul Reghin o vom face împreună, așa cum a fost și până acum și sper ca prioritățile să fie astfel gândite să deservească pe cât mai mulți dintre locuitorii municipiului Reghin și să fim înțelepți atunci când vom lua aceste decizii. Celor care sunt bolnavi le doresc să le dea Dumnezeu sănătate. Celor care s-au întors în țară pentru a sărbători împreună cu noi aceste minunate sărbători care ne umple sufletul de bucurie și de bunătate, să le meargă bine, să se gândească cu drag la noi, așa cum ne gândim și noi la ei și le mulțumesc pentru mesajele pe care mi le trimit și faptul că urmăresc ceea ce se întâmplă în Reghin pentru mine contează foarte mult și mă bucur că trăiesc alături de noi realizările pe care le facem. Deși a fost un an greu și extraordinar de scurt, sunt foarte mulțumită că împreună cu echipa mea am realizat mult mai multe lucruri decât am fi crezut, ținând cont de bugetul de austeritate pe care l-am avut în acest an. De asemenea, vreau să le mulțumesc și consilierilor locali care au fost alături de mine, indiferent de culoarea politică, atunci când am luat decizii importante pentru municipiul Reghin și sper într-o colaborare la fel de bună și pe viitor. La mulți ani, dragii mei, sărbători fericite și să fiți veșnic fericiți!